Îndoliată familie, iubiți credincioși, și atunci când suntem triști, cei ce iubesc mântuirea pot să spună, preamărit să fie Dumnezeu, făcătorul tuturor văzutelor și nevăzutelor, cel ce pentru toți de aici a fost un loc de adăpost din neam în neam pentru că în seara aceasta s-au amintit cuvinte pe care le-a rostit Apostolul Pavel în epistolele pe care le-a scris. Vă propun să rămânem în epistola către Filipeni, ascultând câteva versete ce le voi citi din Filipeni, capitolul 1, de la versetul 20 la versetul 23 inclusiv cuvânt care ne spune așa, Mă aștept și nădăjduiesc cu tărie că nu voi fi dat de rușine cu nimic, ci că acum, ca totdeauna, Hristos va fi proslăvit cu îndrăzneală în trupul meu, fie prin viața mea, fie prin moartea mea, căci pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig. Dar dacă trebuie să mai trăiesc în trup, face să trăiesc și nu știu ce trebuie să aleg. Sunt strâns din două părți, aș dori să mă mut și să fiu împreună cu Hristos, căci ar fi cu mult mai bine. Amin. Dragii mei, Înțelegem din versetele pe care Pavel le prezintă aici că există o viață ce merită trăită și există o moarte ce este bine să o ai. S-a spus acum prin vers de cântare, va trebui să mori curând. Poate fiecare în dreptul lui în seara aceasta ar fi bine să se întrebe cum va fi moartea mea. La servicii funebre, la seri de privechi, fiecare ar trebui să se gândească la propria lui moarte. Aș vrea să nu uităm, dragi călătorii, noi vom muri așa după cum vom trăi. De aceea, așa cum s-a predicat în această seară, viața noastră pe pământ trebuie să fie trăită cu Domnul, pentru că atunci când călătoria se va termina, să putem muri în Domnul. Doamne, ajută-ne! spunea Pavel Filipenilor și versetul 23, ce l-am citit, zicea, dar dacă trebuie să mai trăiesc în trup, uitați-vă ce zice omul acesta, face să trăiesc. Dacă mai trebuie să trăiesc în trup, face să trăiesc. Știți unde era omul acesta când a scris aceste cuvinte? Era în temniță la Roma, era la prima lui arestare. Au fost două arestări la Roma, după prima arestare a fost eliberat puțin, a fost arestat din nou și apoi va muri decapitat din ordinul lui Nero. Când scrie aceste versete, era la prima întemnițare. Și vă mai spun ceva, era și în lanțuri. Uitați-vă ce scrie în același capitol, capitolul 1, versetul 13. În adevăr, în toată curtea împărătească și pretutinderea Iurea, toți știu că sunt pus în lanțuri din pricina lui Iisus Hristos. În asemenea condiții, acest om al lui Dumnezeu are tăria de caracter să spună dacă mai trebuie să trăiesc în trup, face să trăiesc. Vreau în această seară să răspundem în câteva minute la această întrebare. Cum arată o viață ce merită trăită? Ca să pot spune, ca și copil al lui Dumnezeu, face să trăiesc. Fiecare zi pe care eu o trăiesc pe tera este cu rost. Și dacă în seara asta sau mâine ar fi ultima zi din viață, s-a meritat să trăiesc, pentru că finalul pentru mine e un final glorios. Ce conține o asemenea viață ca să pot spune face să trăiesc? Ce a avut Pavel în această viață? încât a putut spune cu tărie și din temniță face să trăiesc. Uitați-vă, în primul rând, omul acesta a avut o persoană iubită. O persoană ce a întâlnit-o într-o zi și de care s-a îndrăgostit și a rămas îndrăgostit de această persoană până la finalul vieții. Și persoana aceasta a fost Iisus Hristos. Când se ducea spre Damas ca să-i aresteze pe credincioși și să-i aducă legați la Ierusalim și să înceapă cu ei persecuția, să știți că el nu-l iubea pe Iisus. Când i-a tăiat calea și l-a prăbușit în praful drumului, el nu-l iubea pe Iisus. Pentru că a pus o întrebare, cine ești, Doamne? Și răspunsul a fost, eu sunt Iisus pe care tu nu-L iubești, îl prigonești. Și ce vreau să spun în seara aceasta? Frați și surori, înainte ca să-L iubim noi pe El, ne-a iubit El pe noi. Lăudat să fie Domnul! Dacă vrei să spui, eu am o viață și face să o trăiesc, Trebuie în această viață să ai o persoană iubită și persoana aceasta iubită să fie Isus Hristos. Observați dumneavoastră că noi ne naștem cu nevoia de a iubi și de a fi iubiți. De copil simți nevoia să fii iubit. Anii trec. Cauți o persoană care să o iubești și care să te iubească, te căsătorești? Noi suntem creați de Dumnezeu cu nevoie de iubire. Dar dați-mi voie să vă spun, dragii mei, deasupra tuturor iubirilor noastre trebuie să fie iubirea pentru Isus Hristos. Și dacă el ne-a iubit pe noi înainte ca noi să-l iubim, trebuie să răspundem și noi cu iubire la iubirea lui. Să spunem amin. Uitați-vă ce zice Ioan în epistola sa. Vreau să vă aduc în atenție ce scrie aici. Scriptura ne spune în 1 Ioan, capitolul 4, de la versetul 8, așa. Cine nu iubește, N-a cunoscut pe Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este dragoste. Dragostea lui Dumnezeu față de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul său fiu ca noi să trăim prin el. Și dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că el ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre, slăvit să fie numele Lui în veci. Ce conține o viață ce merită trăită? În primul rând trebuie să ai o persoană iubită. Pavel a avut o persoană iubită pe Isus Hristos până la sfârșitul vieții, l-a iubit din toată inima și a murit de dragul lui. Lăudat fie Domnul! În al doilea rând, trebuie să ai o pasiune intensă pentru el. Vedeți dumneavoastră, în viața aceasta oamenii au foarte multe pasiuni. Dar foarte multe pasiuni sunt pasiuni păcătoase. Atenție ce pasiune avem. S-ar putea pasiunea pe care o ai să te scoată din planul lui Dumnezeu și de pe calea lui Dumnezeu. Știți că omul acesta de la convertire a avut o singură pasiune? Uitați-vă ce pasiune are Pavel după convertire. Una singură. Zice versetul 20 din Filipeni 1. Mă aștept și nădăjduiesc cu tărie că nu voi fi dat de rușine cu nimic, și că acum și au zis ce zice, ca totdeauna. Adică n-a fost vorba de nicio întrerupere în viața mea. Ca totdeauna, Hristos va fi proslăvit cu îndrăsneală în trupul meu, fie prin viața mea, fie prin moartea mea. Și zice Pavel, așa a fost ce pasiune ai avut, tu Pavel, în viață după convertire? Una singură. Prin tot ceea ce fac în această viață, să nu fiu văzut eu, persoana mea, să nu fiu apreciat și aplaudat eu, ci să fie proslăvit în viața mea doar Isus Hristos. Trăim noi așa? Să binecuvinteze Domnul pe cei ce cântă cântării. Să fie spre slava și proslăvirea Lui. Să binecuvinteze Domnul pe cei ce recită versuri, să fie spre slava Lui. Să binecuvinteze Domnul pe cei ce predică Evanghelia, să fie spre slava Lui. Să binecuvinteze Domnul pe cei ce au dar profetic, să fie spre slava Lui. Să nu atragem nimic spre noi, ci să fie totul spre proslăvirea Lui. Atunci viața merită trăită. Amin. Ce conține o viață ce merită trăită? Auziți, are o persoană iubită și persoana aceasta este Isus Hristos. Și dacă El ne-a iubit și ne-a iertat, să răspundem și noi cu iubire la iubirea Lui. Și zicem toți amin. Ce conține o viață ce merită trăită? Conține o pasiune înaltă să urmăresc un singur lucru, să fie proslăvit Hristos. Amin. Că nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra. Acces în împărăția lui nu sunt cei care spun, afirmă, Doamne, Doamne, și sunt cei ce fac voia lui Dumnezeu. Adică ascultă de El în toate detaliile. Amin. În al treilea rând. Ce conține o viață ce merită trăită? Are o purtare ireproșabilă. Uitați-vă, Pavel în viața lui de la Convertire, are o purtare ireproșabilă. Nu este rușine cu viața lui. Auziți ce spune omul acesta, mă aștept, mă aștept și nădăjduiesc cu tărie că nu voi fi dat de rușine cu nimic. Ce ziceți? O asemenea viață merită trăită, nu? Ar putea spune Pavel prin aceste cuvinte filipenilor? Așa am trăit viața de la convertire, că pot să stau cu capul ridicat și în fața dușmanilor, și în fața prietenilor. Și vă spun, nu pot fi dat de rușine cu nimic. Dar eu vă întreb, n-a avut și el împotrivitorii? N-a avut și el oameni care l-au vorbit de rău? N-a avut și el oameni în apropiere care i-au vrut înfrângerea și i-au vrut căderea. Vă amintesc pe Alexandru Căldăraru, care i-a făcut numai rău. Și uitați-vă ce zice el. Eu vă spun filipenilor că nu pot fi dat de rușine cu nimic. Acum dacă ești vorbit de rău și ești vorbit pe nedrept, Dumnezeu este cel ce ține cont de viața ta și Dumnezeu e proslăvit prin trăirea ta. Numai să nu fim vorbiți de rău pe drept. Acum uitați-vă ce spune Scriptura, permiteți-mi să vă amintesc ce scrie în Evanghelia după Matei, capitolul 5. Uitați-vă ce spune Scriptura, când Domnul a rostit fericirile, scrie în Matei 5, versetul 11, așa. Ferice va fi de voi când, din pricina mea, nu din orice motiv, ferice va fi de voi când, din pricina mea, oamenii vă vor ocărâ, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele, și neadevărate împotriva voastră, auziți ce zice Iisus, cel mai mare învățător al tuturor timpurilor, slavă lui în veci. Bucurați-vă și veseliți-vă pentru că răsplata voastră este mare în ceruri, că tot așa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi. Și Pavel a trecut prin prigoane, și el a trecut prin temniță, și el a fost bajocorit, și el a fost vorbit de rău, dar viața pe care a trăit-o el a avut o purtare ireproșabilă. Lăudați să fie Dumnezeu! Ce conține o viață ce merită trăită? Are o persoană iubită, are o pasiune înaltă, are o purtare ireproșabilă. Și vă mai spun ceva, are o predare totală și irreversibilă. Să știți că Pavel, după ce s-a întors, deși făcea parte din Sinedriu și avea în față un viitor strălucitor, n-a regretat nicio clipă întoarcerea lui la Isus Hristos. Predarea lui a fost o predare totală. Permiteți-mi să recitesc din Filipeni 1, pentru că s-a mai citit în această seară, Filipeni capitolul 3, uitați-vă ce spune omul acesta de la versetul 7, Filipeni 3, versetul 7. El n-a regretat întoarcerea și convertirea, a fost o predare totală și ireversibilă. Ascultați cum vorbește, dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri, eram cineva, am promovat de tânăr în Sinedriu, mi-am luat masterul la picioarele lui Gamaliel. Dar vă spun ceva, filipenilor: dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos pe care îl iubesc. Ba, încă și acum. Nu regret. Știți câți ani au trecut de la convertire când scrie epistola către Filipeni? 30 de ani. După 30 de ani de la convertire, nu regretă nicio clipă decizia luată. Au ce zice. Ba, încă și acum. După 30 de ani. Ba, încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi ca să câștig pe Hristos. Slavă Lui în veci! Slavă Lui în veci! ca să poți trăi o viață fără regrete și să poți spune din toată inima, eu face să trăiesc, trebuie să ai o predare totală, să nu te mai uiți în urmă deloc. Și ce zic în seara aceasta, frați și surori, tineri dragi, dacă a fost o zi când l-am primit pe Hristos ca Domn și Mântuitor, și am cântat într-o zi, m-am hotărât să-l urmez pe Isus, și înapoi eu nu voi da, în urmă lumea înainte Isus, și înapoi eu nu voi da. Doamne, ajută-ne să ne ținem de cuvânt. Și predarea noastră să fie o predare ireversibilă și fără regrete. Amin. Ce conține o viață ce merită trăită? Are o persoană iubită și persoana aceasta este Isus Hristos. Are o pasiune intensă să fie proslăvit el prin tot ce facem. Amin. O purtare ireproșabilă, să poți să stai cu capul ridicat și în fața dușmanilor și în fața prietenilor, să nu fii dat de rușine cu nimic. Apoi uitați-vă, dragii mei, o predare irevorcabilă, irreversibilă, să nu regrez decizia de a urma pe Domnul niciodată. Și ne mai spune ceva, Marele Apostol. Dacă mai trebuie să trăiesc în trup, face să trăiesc filipenilor. De ce, Pavel? Pentru că am și o perspectivă înaltă. Și ce perspectivă a avut omul acesta? Nu doar pământul acesta și lutul negricios. Perspectiva lui cea mai înaltă a fost cerul și raiul lui Dumnezeu. O zis, filipenilor, abia aștept să mă mut. Pentru că eu mă mut într-o condiție mult mai bună. Acolo pentru mine va fi mult mai bine. N-am ce să regret din viața asta. Uitați-vă ce i-a dus viața aceasta. El a stat aici doar de dragul lui Hristos? Alt motiv, el n-a mai avut să iubească viața aceasta. Uitați-vă ce viață a avut. Vă citesc din a doua Corinteni. Cuvintele pe care el le-a spus. A doua Corinteni, capitolul 11, versetul 23. Ascultând aceste versete, vă întreb din punct de vedere uman, ați putea spune, face să trăiesc? Ascultați cum vorbește el. Sunt ei slujitori ai lui Hristos? Vorbesc ca un și din minți. Eu sunt și mai mult în osteneli și mai mult, în temnițe și mai mult, în lovituri fără număr, de multe ori în primejdii de moarte de cinci ori am căpătat de la iudei 40 de lovituri fără una. De trei ori am fost bătut cu nuiele. Face să trăiesc. Odată am fost împroșcat cu pietre. De trei ori s-a sfărămat corabia cu mine. O noapte și o zi am fost în adâncul mării. Deseori ori am fost în călătorii, în primești pe râuri, în primești din partea tâlharilor, în primești din partea celor din neamul meu, în primești din partea păgânilor, în primești din cetăți, în primești din pustiu, în primești pe mare, în primești dintre frați mincinoși și face să trăiești. În osteneli și necazuri, în privegheri adesea, în foame și sete, în posturi adesea, în frig și lipsă de îmbărcăminte. Ce zici, Pavel? Face să trăiesc. De ce? Am o perspectivă înaltă. Filipenilor, eu nu sunt numai pentru acum și aici. Vă mai scriu un mesaj și închei epistola cu voi. Uitați-vă ce le spune filipenilor în capitolul 3, versetul 20. Dar cetățenia noastră, că intrăm și noi aici, asta e perspectiva pe care o au credinciosii, cerul, raiul lui Dumnezeu. El știa unde merge, pentru că Dumnezeu i-a arătat raiul, că a fost răpit acolo. Dar cetățenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm ca mântuitor pe Domnul Isus Hristos. Amin! Și nu se termină tot, Pavel, nu pentru că moartea e virgulă, nu e punct. El va schimba trupul stării noastre smerite și îl va face asemenea trupului slavei sale prin lucrarea puterii pe care o are de a-și supune toate lucrurile. Urmează în Filipeni într un trup de glorie. De aceea vă spun, dacă trebuie să mai trăiesc în trup, face să trăiesc. Ce conține o asemenea viață? Ce ar trebui să ai în această viață să poți zice ca Pavel, Face să trăiesc. Trebuie să ai o persoană iubită pe Isus Hristos. Și zicem amin. Trebuie să ai o pasiune intensă, să fie proslăvit el. Amin. Amin. Trebuie să ai o purtare ireproșabilă. Doamne, ajută-ne. Trebuie să ai o predare irreversibilă și trebuie să ai o perspectivă înaltă. Și perspectiva aceasta să fie raiul lui Dumnezeu. Când se termină totul aici. Așa cum spune un proverb american, cei cu adevărat frumos urmează. Spun astăzi pentru cei din familie, pentru cei care au cunoscut-o pe sora noastră, cei cu adevărat frumos, urmează. Se va împlini în ziua aceea acele versuri de cântare pe care noi le-am cântat. Mi le amintesc din copilăria mea, când va începe nunta noastră în dimineața fără nori, pe întreaga întindere albastră, va fi lumină și splendorii. La final de alergare, când vom intra pe porți în cetate, ne vom închina înaintea celui care s-a jerfit pentru noi și vom spune, îți mulțumim Iisus, s-a meritat să trăim pentru tine. Amin.